Gheorghe Dincă a vrut să își arunce soția la câini. Ancheta în cazul celor două dispariții din Caracal se complică de la o zi la alta. Gheorghe Dincă, criminalul Alexandrei și al Luizei, continuă să susțină că el le-a omorât, în vreme ce se conturează tot mai mult și ipoteza ca fetele să fi căzut victimele unei rețele de traficanți de carne vie. Un lucru este cert, Dincă are profilul unui criminal, spun inclusiv apropiații lui. Acesta ar fi vrut să-și omoare și soția, cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei. Planul lui Gheorghe Dincă de a trage cât mai mult de timp în derularea anchetei s-a cam dus de râpă, pentru că starea lui medicală se pare că îi permite să participe la percheziții, alături de procurori și criminaliști, iar în următoarele zile acesta va fi obligat să-i însoțească la verificări. Momentan, suspectul nu vrea să colaboreze și să ofere date cu privire la locul în care ar fi aruncat cadavrele. Familia lui Zei, una dintre posibilele victime ale acestui individ deosebit de periculos, a venit, vineri, cu o cerere șocantă, după ce a luat în calcul o ipoteză la care nu mult s-ar fi gândit. Rudele fetei vor să fie verificate excrementele câinilor care se aflau în curtea lui Gheorghe Dincă, pentru a se afla dacă nu cumva aceștia au fost hrăniți cu rămășițe umane. O ipoteză halucinantă, într-adevăr, însă care va fi, cel mai probabil, verificată. Gheorghe Dincă a fost pe punctul de a-și ucide și soția, chiar cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei, pe soția lui voia să o arunce la câini. Femeia a fost la el cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei, atunci când el a amenințat-o că dă drumul la câini, ca să o mănânce. Câinii ăia erau foarte agresivi. Este un maniac sexual. Soția lui Gheorghe Dincă, în schimb, nu vrea să declare public absolut nimic. Și nici cei care au audiat-o nu au vrut să facă publică varianta femeii cu privire la acuzațiile care îi se aduc soțului ei. Doar fiica acestuia a promis că va ieși cu declarații, însă, după ce în spațiul public a apărut un bărbat care a acuzat-o că ar fi plasat fete unor italieni veniți să vâneze în România, aceasta nu a mai putut fi contactată. Expertiza antropologică pe fragmentele osoase ridicate din casa din Caracal, unde Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe cele două tinere, a fost finalizată. Se pare că ele aparțin unei fete cu vârstă cuprinsă între 12 și 17 ani. Ceea ce exclude, din start, ca ele să fie ale lui Zei, pentru că fata dispărută are 18 ani, dar cel mai probabil ar fi exclusă și varianta care aparține Alexandrei, pentru că sunt vechi.